Jaz pa da imamo dolga, tako se noi, la extra small living, ok. Zdaj ska sa dolga tri de mine. Asta sunt casa adăugată de mine. Din moduri și ce am mai avut eu pe aici. Mă uitam să văd dacă au adăugat case noi la librărie, dar nu cred că, nu cred că au adăugat așa ceva. Decadența lungi. Da, aici trebuie să-ți iei tu. Aia e chestia. Trebuie să-ți cumperi tu case. Aici îți bagi modurile de case care ți le pui în trei și ai apartamente, ai diverse chestii mișto pe aici. Eu mi-am băgat moduri pe aici, o grămadă, și pot să zic că sunt foarte mișto casele. Blue Alley. Uite, asta e o casă frumoasă. Cu curte. Blue Alley. Natural. Asta probabil că a fost adăugată în cottage living, cottage living, pentru că asta urmează să vă prezint astăzi. Ultimul DLC, fraților, salutare și bine v-am găsit. Astăzi o să vă prezint ultimul DLC de la ultimul DLC care a ieșit pentru Sims 4, care se numește Cottage Living, Cottage Living. Și e foarte mișto că te pune în... Au adăugat o locație nouă, care este undeva pe la țară. Și e foarte mișto acolo, sunt case de-astea cu curte, cu grădini, cu nu știu ce. Acum poți să-ți faci grădină, poți să îngrijești animale, poți să îți iei animale, să le îngrijești, poți să-ți plantezi diverse legume, fructe. Și pe lângă asta, poți să faci mai multe chestii, nu știu, au adăugat foarte, foarte multe chestii în Cottage Living de DLC și rămâne să vedem împreună în acest episod ce conține acest DLC. Că o să mă și mut acolo, o să-mi distrug casa veche și o să mă mut acolo pentru că o să joc cu același caracter cu care am jucat până acum. Așa că tot ce pot să zic e să-i dăm drumul și să vedem ce iese. Ne uităm la case, ne uităm la prețuri, ne uităm la astea că vreau să știu ce casă îmi iau. Vreau să-mi iau o casă ca lumea, la țară. Nu vreau să-mi iau una să zic că sunt dezamăgit de ea și până să mă, după o vreme să mă plictisesc de ea și să nu mai folosesc și chestii de genul ăsta. Așa că hai să dăm loc la ultima salvare. Să nu stăm prea mult cu vorba. Mai save gameplay. Gata. Îi dăm play la ultima salvare. Nu știu, azi noapte aș fi făcut un episod din Sims 4 Cottage Living, dar am avut... E, casa asta vreau să o demolez aici. Aici vreau să o demolez. E, și iată locația nouă. Asta este Hindford on Bagley. Asta e locația nouă care a adăugat-o în ultimul DLC cu Cottage and Living și aici se află casele care aș putea să le cumpăr, potențialele mele case. Să vedem care mi se potrivește mai bine și care mă înțeleg mai bine. Asta e tot ce pot să zic. Aici se poate închiria, cică. Da, foarte mișto. The Bramblewood. Not bad. Hai să vedem. Care casă să fie? Vizităm mai întâi locațiile. Cu toate că știu că era o casă pe aici prin pădure, care puteam să o cumpăr, că am văzut că au arătat atât în video, când au făcut developerii video cu casele. Au arătat o casă foarte mișto care era pe aici, în zonă, și avea curte mare, avea baltă în spate, puteai să faci baie în balta aia. Era foarte mișto. Nu știu, acum rămâne să vedem. O să mă duc la fiecare casă în parte să verific cum arată și o să mă cumpăr pe cea care are prezentarea aia de la developeri. Aia vreau să mă cumpăr.
Asta n-ar fi rea pentru casa la țară. Mai ales că și tot în apropiere de un pod. Și aici așa o zonă frumoasă. Chestia e că m-am dezobișnuit eu să... Aici poți să faci grădină, în fine antenă. Not bad at all. Și aici poți să-ți crești animale. Fie antenă. Poți să te uiți pe broaște, fie antenă. Asta e ceva nou care au adăugat acum. Da, asta ar fi o casă care îmi place. Una dintre ele. Care aș vrea să-mi o cumpăr. Asta de mă fi cineva la ușă. A, stau o familie aici. Oricum dau evict tenent dacă e. Dau evict tenent. Nu există să nu... Bun. Și acum mai urcăm sus. Ending core de verde. Ok. Bun, mai rămâne mult chestia asta sus pe crag, că mă enervează deja. Nu vreau asta. Nu asta e casa care vreau să o văd. E, asta e casa care vreau să o văd. Parcă nici asta nu e casa care vreau să o fut. Ce naiba, unde era casa aia de la developeri care era în... Nu e asta casa, fra? N-ar fi asta casa. Deși arată bine, așa, după cum se vede la prima vedere. Arată foarte bine, are o curte mare, are tot ce-i trebuie aici. Uite, se joacă ăștia cu apă pe aici. E o familie aici care stă în casa asta. Aș putea să dau evict la toată familia și să mă bag eu în casa asta. Să am grijă de ea, știți? Aia e faza, dar... Prefer să mă mai uit. Stai să vedem. Nu fi asta casa? Care o fi casa? Atunci, dacă nu e asta. Era o casă aici, dacă nu. Asta e la oraș. Nu, niciun caz aici. Nu e asta. S-ar putea ca asta să fie casa. Rămâne să vedem. Nu știu. Ia să vedem. Tot verificăm toate casele până găsim pe aia care trebuie. Și asta e faina, că pusă la pădure, aici. Asta e și mai faina. Uite ce grădină frumoasă are. Și uite ce plantație e aici. Asta s-ar putea să fie casa mea următoare, pe care vreau să mi-o cumpăr.
O să dau evictenent aici. Ce să-mi fac casa. Da, arată super zona asta, frate. Bun, am vizitat și zona asta. Vizităm toate casele mai întâi și după aia facem. Ca să dăm vizit și aici. Așa. Asta e fix lângă cascadă. Mamă, ce mișto. Asta mică, dar frumușică. În orice caz nu o să mă mut aici. O să mă mut acolo unde e fântâna. Am încă dată mișto casele. Nu e aia din care o arătau developerii, dar e una care totuși ar fi în regulă. Ia stai să vedem. Bun, ia să vizităm și locul ăsta. Old Mill Lane, ia să vedem. Aici avem un tren mare. Unde putem să facem o casă. Ia să vedem. Vreau casă de țară, nu vreau aici. Bun. Cred că am decis unde să mă mut și acolo să-mi fac locul de șezut. Acolo să-mi stabilesc eu tabăra. Nu aici. Nici aici. Wild Foxes sau care dintre ele era? Că nu mai știu.
Hai să vedem care era aia grădina aia mare. Trebuie să mă hotărăsc bine când dau evict household, ce casă îmi iau. Trebuie să fiu atent. Aia e chestia. Nu asta. Nu asta. Nu asta, niciun caz, casa asta. Am care casa era, că nu mai știu. Aia, cu grădina. Asta era aia cu grădina. Nu? Da, asta era. Are și terenul aici să construiești, are și o ogradă unde poți să pui animale. Da, aici ne mutăm. Aici clar ne mutăm. La pădure frumos aici. Aici, afra. E și vreo baltă pe zonă sau nu e? Nu e. Nu contează prea mult treaba asta pentru că nu mă interesează așa de tare, da? Zicem așa, ca fapt divers. Dacă există vreo baltă pe aici, unde poți să pescuiești sau poți să faci ceva. Că mie îmi place să pescuiesc foarte mult, dar prefer să mă mut aici. Da, aici o să mă mut. După cum arată grădina asta și casa asta, aici o să mă mut. Arată super casa asta. Deci arată superb. Aici o să mă mut. Și grădina îmi place și tot. Ok. Bun, gata, dar un evic household. Mama, abia aștept, holy shit. De când am așteptat de rece ăsta, fraților? Mamă, deci a trecut atâta timp. Ieri s-a lansat. Da. Aici vreau. Aici vreau. Nu, aș vrea să cumpăr terenul ăsta, nu să construiesc. Zarkini and a Fwiss. Stash.
Forniști, așa. Gata. Forniști, totul în regulă. La țară. Am mutat la țară. L-a pauzat. Nu știam. Nu, credeam că mergea fântâna. Uite, acum merge fântâna. Așa. Mergem acasă, luăm acasă. Nice. Nice, nice. Baie, bucătărie, tot ce vrei. Urte. Mă duc să dorm un pic, că e târziu. Baie aici. Ce remuță e posă dată? Are nasul roșu, muța. Avem și un laptop aici? Mamă! Mașină de scris, fie antenă. Mașină de scris. Plouă des la țara, zici că și la munte, pana mea. Are poftă de mâncare? Avem și grătar afară, fie antenă. Mănâncă. E bine. Asta că mănâncă. E bine că are poftă de mâncare. Ok, Mița vrea o litieră. Da, asta că e de litieră imediat. Hai să vedem. De unde fac eu rost de litieră? Build mod, ok. Litter box.
Așa. Facem un litter box aici. Trebuie să găsim un loc undeva unde să punem asta. Gata. Hai că ți-am pus, fă. Unde te duci? Ce mișto e aici. Ce mișto sunt copaci, în primul rând. Mă arată. Mă joc în băltoca. De aveam o apă pe aici să fac baie, ar fi fost genial. Dar n-am. Am o curte, în schimb, foarte frumoasă. Aici. Am o grădină foarte frumoasă. Bun, hai să mergem să plantăm ceva aici. Ok, știu unde avem inventarul.
de la lucru. Ok, plantăm bell pepper-ul. Hai unde duci acolo? Ok, ce avem pe inventar?
Plant pumpkin seeds. Ok. Punem aici pumpkin seeds. Mamă, ce cu fulgerile astea, frate? Așa, facem baie. E altă viață. Calefatore. Ce vrea asta? Tare sunt curios ce vrea calefatore. Asta ce e? Gotic? Bobby Frenoy, Ibana Ishkawange, Dodeveppi, Omeba Dodeveppi, Pomeray Kwas. Oh. Odeep! Chiba, Chiba, Mimlet! Ah, cool. Ah! Jongo. Oh, me. Hey, Edna. Ooh. Apple.
were. Ugh. Ikla. Oh, Quar. Nor Sabina. Oh, fool. From Bain Terza. The poor. Nativa Munkimb. Zapafuba. Adunda. Walikoi. Gorsha Tabar. And Bobby Frenoy. Ibani Ishkawaj. Wemte. Lamina Gabar. Nor Sepena. Ask about vampire history. Steve of Vadul. Oh, and Taringa. Oh, Chibna Flu. Lots of playmen. Să ajungi la vânciu. Am unde aia ca mult să facă la vânciu, să mă picioarele. Nu mă poate de ciorbă. Și unde e ăsta? A, ăsta stă la calculator. Aha. E bine că are poftă de mâncare asta, e de apreciat. Și totuși, parcă asta nu e casa care o vreau eu. Vreau o casă care și bate să pescuiesc. Aia vreau. Vreau o casă care are și bate unde pot să pescuiesc. Asta e prea... De fapt, e ok casa asta. E ok, o păstrez, nu, e ok. O păstrez. Am crezut că... purchase chickens. Ok. Brown hen, black rooster, ok. Uite, am la căi. Era adormit.
Fain laptopul ăsta, îmi place cum arată designul așa, e ok. E ok și... Eu sunt destul de drăguță pe aici, nu, n-am ce să zic. Îmi place cum arată zona de aici. Aici ar mai fi o casă, care are curte în față, dar nu are grădină asta. Nu are grădină deloc, e o casă frumoasă, dar nu are grădină. Și asta o face... Da, casa e goală, că nu e nimeni aici. Sau are mobilier? Are. Are mobilier. Nu e nicio casă cu piscină pe aici. Aia e partea noastră. Dar de viața la țară, e vorba de țară, nu e vorba de altceva. Da? Asta mă refeream până... în țară. Dacă vreau, pot să-mi pun eu aici o piscină. Îmi fac aici o băltoacă sau ceva și mă duc aici și pescuesc. Deși aș fi vrut să aibă... Hai să ne uităm puțin pe aici. E o terasă pe aici. O zonă destul de ok, așa zic eu. Uite că poți să faci baie aici, dacă vrei. Poți să mă duc să fac baie aici, dacă am chef. Ceea ce mi se pare super ok. Da. Am ce să fac în zona asta. Nu, îmi place ca zona așa, ca... împrejurare și faptul că e cu munți, nu cu munți, cu pădure, cu... natură, cu chestii. Mergem acum, stăm la găină de mâncare. Pe care lucru. Da. Fix am fost eu la ei și la Ubisoft. Quality Assurance. Aia am fost eu. Quality Assurance Tester. Aia am și fost, frate. Știi că mi s-a pus ceva jos aici. Let us see. Put in inventory. Așa. Mai să luăm ce-i pe aici.
dăm cu sămânță pe aici, să se să crească, să se facă mare. Și acum trebuie să înhmezi găina. Cocoșul în găină. Uite cocoșul. Feed the rooster. Feed the rooster, ok. Ia-o. Ok, unde ne-ai invitat? Unde ne-ai invitat asta? Tare sunt curios. Where the hell are we? Un nice place, nu știam locul ăsta. Nice place. Aici pare să fie o baltă ceva unde putem să notăm. Ia să vedem. O baltoc. Nice. Polar Repair Club. Mamă, ce mișto e aici. Tot. Fun trip Nibso. Tepid mom. It's a pay. Caleb ăsta e gotic. Îmi place. O să mă prietenesc cu el. Care are niște locații mișto pe unde putem să mergem. Oh, my God.
Nașpa, fra, trebuia să salvez înainte. Nașpa, fra. Iar m-am uitat să-mi salvez. Oh, fuck. Acum trebuie să iau de la capăt. Uca mea și picioarele. Și abia am pus să și eu ce trebuie. Pe acolo. Da. În orice caz. Bun. Unde să mă mut? Cred că o să mă mut aici, nu mai mut acolo, acolo plouă și nașpa. Aici o să mă mut. Keep furniture. Așa. Așa am și bat unde pot să pescuiesc. Am mai multe avantaje aici. Asta și așa era o casă nelocuită. Așa că da, aici îmi place mai mult. Mai ok. Uite, știu că spațiu am aici. Pot să-mi fac aici ce vreau. Ia uite. Asta e tot spațiul meu de aici. By the way, în caz că nu știați. Și am și baltă unde pot să pesc, unde pot să pescuiesc. Deci, e super zona asta. E cam in the middle of nowhere, dar merge. Aici am și baltă de pescuit. Ăla e farmecul. Ați înțeles de ce? Am televizor mare. Aici am și cafetieră. Blană. Trebuie să pun build mod. Nu știam ce casă să-mi iau de aia, că eram așa nedumerit. Litter box. Trebuie să-l punem aici, litter box. Pet care. Așa. Litter box. Care să iau eu? Self-cleaning litter box, asta. Așa. Pentru mățe. Bun.
pepene și salată. Ne punem aici. Aici ce avem? Porc este animal. Oh, nice. Ia uite ce pot să-mi iau. Beige lama. Îmi iau o lama. Wool. Ok. Asta și care produce lână. Să abia mi-au o vacă. Spotted cow. 400. Așa. Mi-au o vacă. Că produce lapte. Caleb, ce faci, tati? Ăsta ce e, vampir sau ce Dumnezeule? Chicks from Blanc? Yes. Ah, se bafă! Abano plerum ganera. Gilink Nermocrancus. Whippasu Polingo. Canetoy. Lume Vepto. Oh, Shimuk Warb. Weasel Fraba. Abode Quarb. Nonafej. Yasharu. Shingul Batanabe. Tisaweb Glove. E vampir ăsta. Ți-e foame cu aia? Hai că-ți dau ceva să mănânci. Ați se uitat la televizor? Zraga? Panka? Renshu? Verobi Sapino? Knobs? Valifoy? Jabin? Nobi Yurmta? Zimabe? Simonis Arrow? Fifaru. Sue? Kel Mifla. A beckon with you. Meep Binkoya. Serabixu. Huh? Obese. Gloppy. Bajok. Kachul. Chipasu. Chipwa. Apes. Hanaru. Baloof. What? Kerba. Anopsa. Buniata, huh? Buniata. Chestia e cum o fac și eu vampir. Aia e treaba. Cum o fac eu vampir? Harvested was awful. Da, bă? Am vreun calculator pe aici? Decor clasic. Frumos, frumos. Dai să vedem aici la birou, ar trebui să-mi iau un PC. Stai așa.
Build. PC. Nu OC, PC. Asta nu aveam aici. Un PC pe care să stau să... Dacă mă duc la asta să vorbesc cu el. Oare mi-am pus grădina la punct? Drobus Varric? Ciul. Y'all draz, fiba deso. Habu yek. Habare. Subau habare. Num pra. Buma shmisne? Oh, churi. Pleasey! Zobe! The Norvizoi! Organ Dens! Bazaar! Sochu! Sorgi is Zulpa! Spark Ursh! Orgi Tech of Wains! Forbees! Shroof Clane! Barkham! Floopy! Lupasiva! Arpanaya Umfra! Glar Babna! Kiboy Shtabara! Abimova Brizu! Nomsipoda, Newcom Galay, Global Banfus Saquinario, Nomsifrida, Grump Tebow, Palatial Weeby, what? Nu, destul de frumoasă zona de aici, n-am ce să zic. Sunt chiar un pic impresionat de treaba asta. Sure thing, man. Nicio problemă. You're the boss. Plant oversize crop. Așa, let the seeds. Am o curte frumoasă, arată bine zona asta de aici. Îmi place mai mult decât ce am avut înainte, în orice caz. Și am o grădină mai mare. Bun. Watermelon seeds. Așa, facem aici, dăm cu... Reveneală. Bun. Deci e mega fan de legeul ăsta, îmi place. Chiar îmi place jocul. Acum o să văd și peștii? Da, se văd. Se văd, frate, că e Sims 4. Nu e orice Sims. Ia se pune anul ca acuator. Așa. Ah, e mala. Hmm.
Nu, hai să numim vaca boss. Feed the cow. Hai să hrănim vaca. Dacă tot mi-am luat vaca, acum să am grijă de ea. Mâța asta zici că e nebună, în pana mea, parcă e posedată, mâța. Așa zici. Voi fi având aici grătar la afară? N-am grill afară? Why the hell? Eu nu văd niciun grill pe aici. O să-mi pun și unul afară. Să facem o salvare. Așa că dăm la casa nouă acum. Dacă îți dau cu foame. A, nu bea cafea? Acum. Bă, rău, mă duc și la o țigară. Not bad, DLC-ul. N-am opiniile despre acest DLC. Sunt foarte încântat de ce îmi văd ochii. Și mi se pare foarte drăguț jocul. Bă, DLC-ul mă refer. Că jocul știu deja, că l-am jucat de numărator de Sims 4, până la mea. Dar DLC-ul nu e deloc rău. N-a dat rău deloc. Și case. Nici case n-a dat rău. Și la asta îmi place că am și baltă. Unde pot să pescuiesc sau să fac ceva. Bun, bărbă. Mă întorc imediat.
hai să explorăm toate zonele posibile din jocul ăsta, că asta vreau să fac. Vreau să explorez cât mai multe zone. Isle of the Volpe. Visit. Ia să vedem. Cum e pe Isle of the Volpe? Not bad. Not a lot of day job. What a sheesh. Out of the Volpe. Take a selfie with Sophie. Yeah. Hai să vedem ce se întâmplă. De aia mi-am făcut salvare înainte. Nice. Bun. Am văzut și aici cum e. Ia să vedem cum e în partea asta. Nice house. Nice house. Asta e și mai șmecheră ca celelalte. Avem aici pentru găini. Ce, a dormit? Aole.
terminat în timp de festival acum. Brew coffee. Ok. A dormit. Ancient ruins. O zonă care arată destul de interesant. Tipul ăsta o fi gotic, sau mi se pare mie. Hey. What a nini chibangla. Debono. Huh? Sema. Cups of babani yabs. Link. Flurbus, uh-huh. Oh. I know. Shabini. Velva Shurza. Barbu. Wisp. Brayship Sawars Kaloof. Jessene, huh? Wacha? Wacha? Sebra Minav. Zamona Zara. Arpanaya Bonangrabe. Kisnoy. Formal.
Albo Yoreb Tunbo. Busha. Jaruk Kelka. Dalish. Bun, și cum părăsim întoarcem acasă. Gata.
Oh, Chocha. Mă duc la baie acum. Un nice bathroom. Nu am rău. Nu e special lucru. Drip. Rainik. Oh, Shushka! Ow!
Level up, invoking skill. Nagi, îți faci fătă, dacă stai singur, trebuie să înveți să gătești. Dacă nu ai soție care să-ți gătească, nu ai ce să faci. Un moment și ultima porție. Schwebe. De ce de fiecare dată trebuie să se spele pe mâini? Ar fi un obicei? Desfiat de domn? Mă gândesc eu. Ar putea să fie mai nedomn. E casa lui în pana mea. Coffee. Coffee time. Sunt de mâncare la vacă. Mamă. Clean shed. Trebuie să curăț aici. Am început să răsară ceva? Nu, oh, parcă am început.
Curățăm vaca. Asta e tot ceva nou din DLC-ul ăsta. Mulgem vaca, mulgem vaca. I'm a ray. Andromaca, mulge vaca. Hai că mergem acum. Iar n-am energie, trebuie să mă odihnesc chiar. Că-s cu muncă la ea. Hai, du-te acasă. Ieși acasă. Mă, uite că avem și grill, mă. Avem și grill aici, e bine. S-a făcut iarnă. Oh, parcă. Este ceva aici. Parcă. Începe să atrece cumva grădina mea. Aici.
o fine long bath și facem un save game. Facem aici un save game să fie preventiv. Așa. Bun. Duminica azi, e bine. Hai să mai vedem ce putem să mai vizităm de pe aici. Să vizităm aici. Needs amusement. Aici îmi place cum arată zona asta de aici. Îmi place mai mult decât cealaltă zonă. E în pădure, așa e frumos. Păi că o să-mi iau casa de aici. Bana mea. Un pond aici. Casa asta îmi place cel mai mult. În pădure, așa, într-o zonă frumoasă. Asta mă iau. Fra. Asta mă iau, gata. Sunt mega entuziasmat.
Asta o să-mi iau o frăție. Gata. Asta o să-mi iau cu aia. Ia să vedem și aici cum arată. Prea mare aici. Da, aici trebuia să fie zona aia. Nu, aia, mi-au casa de acolo. Stai așa. Manage Worlds. Mergem la... nice girl. Locuiesc cu asta aici, acum. Ah, e Navi! Ah, Soso! Vedeș. Storm of Flame. Yazil Fuig. Amkar. Muchi Bichi. Yags. Sigluna Firo. And a Kappa. Huh. Silver Harper. Gergadon.
Fennec of Fenabe. His full of Grinea. Yevany Denise. Afrom. Gilan. Vosh Saquinario. Toss, Espinal. Propose. Spiller. Shaby Bully Galan. Sibo. Roshi Bama. Perfa Kazoo. Arsafe Evil Blem. North. Ah. Quaver! Nice place. Pentru că stă e mic așa, e micuță că stă, dar îmi place cum arată. Facea curățenie? Mă, în sfârșit mi-am găsit și eu pe cineva aici nebun la cap. Conviețuiesc cu o fată, o vie să cred. Că până acum tot singur am fost. Aha. Nu putem să-i dau evict. Okay, pace munța. Ce vrea mânta? Taia că iau litieră. Bine mânta, hai că-ți iau litter box. Taia așa. Vrea litieră, că e mânta deșteaptă. Taia să-i punem undeva aici. Litieră. Așa. O vulpe a intrat aici.
chicks from Blanc? Zewang. Zimbabwe. Muchi Pichi. Spale avasă, altă viață să ai nevastă. Yelskarbish, Sessere, Bushar, Lovo Canifor, Muchi Pichi, Porsche. Muchi Pichi, save us. Play. Save. Hai să salvăm aici progresul, că n-am făcut degeaba progres. Bărbă.
Malake. Lu, Luzo P, Muchi Pichi. Branka, Hispa, Kress Larkim, Wabarani Bayumi, Cebu on a mob. Watermelon seed și lettuce seed. Ia, să luăm din astea. Awesome move, Winnerf. Aha! Jucător de jocuri ca și mine de obicei. Axe.
Sawa. Skiva Glosh. Waboose. Bama. Bloom. Apollo Chava. Nusha! Să vedem mai singur. Ask on a date. Yeah, my 30. Chicks from Blanc? Yes. Ah, Sibafa. Kalumba. Mwah. Glarn. Grebo for Bay. Fonda. Garbafa. Whip toy. Damsonar. Hello. Tiru Oberoi. Karasa. Yalzifoy. Oh, Nalabit? Bless him, eh? Hey, boo! Varner's a torque. Oh! Miz? Wow. Oogalump! Stop. We're beginning. Water.
A reușit să conv... să conving. Vibna, Vina, Vinci Jongi. Ah, Wanu. And Loy, Sharuna on a brute bear. Jabin Ponsip, Grasha Sapoo. Arusis, Wadissa Bomadu. Clem, Stulane. Yabasani. Avanor. That trip. Oh, in a prep Stulane. Loni. Nevahana. Zubara. Dupe Natimpi. Than Arva. Sinushme Boon, Varric. Pachorg. Plesame. Skeins Bolly. Ok, all hands, hai să vedem ce reacție să aibă. Hai să-i dăm all hands, vedem. Acum te-ai găsit să le șin. Fii la ai tu să fii. Well, so Me.
再给放呗。Fish and chips. Ia la cazva tot e. Stai ca luam fish and chips acum. Toată povestea asta îmi face poftă de mâncare. Ia că da torie. Bun. Let's go to manage worlds și mergem aici. Mergem înapoi acasă. Nice.
mergem cu ea acum. Hai să mergă la baie, fii atent. Ce carte, ce cateringă, frate. Ce cateringă să-mi bau picioarele. Bun, am făcut progrese astăzi și consider că ar fi cazul să încheiem episodul aici. Asta a fost DLC-ul, în ideea poate v-a plăcut și o să-mi dați sub și like pe canalul meu de YouTube. Și rămâne să mai jucăm așa când o să mai am chef, probabil la seara sau mâine, dacă nu, când o să mai vină chef să mai joc. Am trecut așa până DLC în linii mari și mi-a lăsat o impresie foarte bună, îmi plac casa aia la țară și arată bine, dar preferam să văd casa aia care era la developer acolo. Cred că o să mă uit la Raptor să văd dacă a găsit casa aia sau nu. Ideea e să mă uit la Raptor să văd dacă a găsit casa aia care era în prezentarea DLC-ului, aia e chestia, că nu știu sigur, și vedem acolo ce, dacă o să găsesc, poate o să caut și eu în joc, că până acum n-am găsit nicio casă care să arate ca aia. Aia mi-a plăcut cel mai mult dintre toate casele. Și era cea mai așa prietenoasă, user-friendly, cum să vă zic. Bun. Deci overall DLC-ul e bun, îmi place. Putea să fie și mai bun un pic, dar îmi place ideea că poți să-ți plantezi diverse chestii și poți să îți iei găini și vaci și alte chestii. Deci are câteva chestii în plus și un teritoriu complet nou. Hand for Bagley, așa se numește locația nouă. Și e un DLC bunicel, aș putea să zic, deci nu e rău. Nu e cel mai grozav, dar e bun. Reuși să mă țină sub atenție, destul de multe ore. Și mi-am făcut căreța asta, m-am făcut și eu o prietenă stabilă. Și a început să-mi placă, am început să evoluez social, pentru că eu eram tot single și eram tot preocupat de lucru și de diverse chestii și nu găseam pe nimeni în care să întemeiez o relație și să întemeiez o familie, eventual. Că asta vreau să fac eu în joc, ăsta e targetul meu acum, în Sims. Și se pare că cu tipul asta merge treaba și sper să meargă și mai departe. Și o să vedem ce e zău. Poate reușim să ne și căsătorim, să avem un copil, ar fi super. Ar fi targetul meu în Sims, care nu am reușit să-l ating în alte episoade care l-am jucat cu DLC-urile celelalte. Dar e o idee foarte bună, în orice caz. Mi se pare ceva ok. Și o să mai încerc eu să mai fitez cu tipul ăsta, că nu arată rău și nu e deloc, e chiar drăguță. Și asta rămâne să vedem în episodul următor, când o să mai evoluez în plan social și o să poate ajungem și la punctul să ne căsătorim, să facem mai multe chestii împreună, că deocamdată covețuim împreună, de-aia mi-am dat evict tenant, ca să nu fiu eu nesimțit să țin casa pentru mine. Că asta nu v-am arătat în niciun episod și chiar îmi doream să-mi fac o relație cu o tipă în joc, mă refer. Când vețarele sunt căsătorit, am soție, n-am nevoie de nimeni. Deci să nu vă băgați în viața mea, că nu vreau să discut treaba asta. Căsătorit și la revedere. Gata. Fără flirty stuff și fără prostii. Eu joc așa de plăcere. Pentru voi joc ca să vă uitați la joc. În calitate de gamer. Da. Dar asta e ideea, simt. Să se evoluezi în plan social și să ajungi și tu cineva acolo. Să devii familist sau carierist sau ce vrei.
Și eu am ales să devin familist, pentru că asta sunt și în viața reală, un familist care se ocupă de ai lui. Așa că restul rămâne să vedem în episodul următor. Sper să vă plăcut acest episod. Ne auzim în Call of Duty puțin mai târziu, în Call of Duty Cold War. O să intru un pic mai încolo, că mă duc să mănânc ceva momentan, pentru că mi-a făcut foame jocul ăsta. I-am văzut pe ăștia că mănâncă pe aici și plus că mi-e foame. Și vedem atunci. Deci, pe total, good work, guys. Mi-a plăcut ce ați făcut cu DLC-ul ăsta. Deci nu e deloc rău. Casa arată foarte bine. Are atmosfera aia de countryside, care doream să o văd în Sims. Și au fost inspirat să facă DLC-ul ăsta, pentru că chiar îmi doream ceva countryside. Și e ok așa, zic eu. Bun, hai, încheiem aici episodul și vă urez o zi minunată să aveți și ne auzim în episodul următor din Sims 4 Cottage and Living. Mâine sau dacă e undi seara, când o să mai închef să mai joc. O să intru și o să jucăm, da? Hai, ne auzim, bye bye. O zi faină să aveți.